Sunt și de vânzare, că poate cineva vrea să... Da? Bravo! Eu cu siguranță o să trec la dumneavoastră să iau un tablou din ăsta să pun de da. Felicitări și doamne, nu pot să... Că tot ține Dumnezeu să mă poasă așa, să merg cu succes. Cer și... Sunt inspirate din zonă. Doamna reprezintă prima mare de sub și dincolo de partea de turist, produceți și, da? Spuneți-ne un pic ce este asta, că ești din reciclat. Deci, practic, ce aruncăm noi, da? Îl fac tot zi, care este cel mai bine. Și astea sunt produse la dumneavoastră. Mai face cineva Moldova și cum e Moldova, nu știu eu. La deodată specific de mare, de tens. Succes, 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 doamne dar știu un pic cum inscriu pe asta. Cum ați la Moșneac. Babe nu sunt? Nu, da, babe. Aduc bine. Aici avem Ramira. E o... Hai, mă rog, spuneți-mi de asta. Eu sunt director și sunt și artist plastic. Și am primit o serie de rezonanțe și antenat, rachete și magnet, s-a schimbat de zona Playcom. Aici am început cu bărmănețe. Aici am luat atelierul. Cu principalele obiective turistice. M-am gândit că ne-am centenar așa ar fi bine. Este o idee foarte bună pentru că Asociația de Dezvoltare Bucuresa de fiecare dată spunea că nu prea avem cu ce să le promovăm. Ideea asta cu magneții și nu numai, eu cred că prinde unde extraordinar. Și o să... Da. Chiar o să avem o discuție cu directorul. Centrul de zi permanent, e o idee pe care doamna a promovat-o cu ceva în centrul și în cadrul centrului sunt. Cadrul centrului avem un grup de recreere, socializare, de instrumente muzicale, de fotar, de fotdans, în afara faptului de mod, facem actări scurte, avem la lecții și apoi lucrează să vedem Marea unor doamne pescătoare, vreau să le adesim la
E așa cum arată în poza acolo. Da, aceasta este plantația, deci toate pozele sunt de pe plantație. Da, zici că sunt Photoshop. Da, domnul fotografică din Moineștani și... Hai, stai și mă, că uite, vine domnul senator și spune că e din Podru, e din Bucșești. Ah, ok. Acum ai stabil la mâine. Da, corect. Deci, după cum observați, nimic nu se face în Podru. Eu vă invit pe plantație și o să vedeți cât de acolo este plantație. Când înfloresc? La începutul lui iunie, nu? Cam 20 iunie. Faci o invitație? Da, cum să nu, cu dragă inimă. La Podru, acolo. Când semnăm contractul la drumul județean, vădăm. Are standul. Mulțumesc. Auzi? A zis și tu când faci și capătul ăla de la stadion. Asta nu zic eu, zic tu. Da. Domnul Maric, spuneți că e 10 euro poza, ca să facem și noi parte. Problema, hai, facem și noi. 10 euro poza, ca să facem parte. O lisieră sau tunică? O lisieră. Ornament chiar, azi dimineață le-am găsit. Numai pentru ornamentul masa de bani sau până la lanțare din ăsta lisieră. Dar ce cum v-ați vedea în lisieră? Țelul care nu are recunde să devine tehnicienii, 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 mecanici auto și vă invităm să vă filmați și să gustați din produsele. Eu m-am pozat, hai, dorul! Aici. Da? Facem o poză, facem o poză aici, pentru viitoarea generației nu sunt Noi suntem mereu. Cine dorește o plăcită, o ceva? Mergem mai departe un pic. Aici avem ferma Roman, da? Doamna, fermiera, e cum să te întâlnim la fața la școală împreună, da? Și s-a axat pe produsele tradiționale și are o fermă de oi destul de persistentă. Vreau să vă scurt, avem? Avem? Da. Ia. Câte oi aveți? Acum cu ce am lăsat depășim 1000 cu băiatul la unul. Ba, ce avem peste 40. Cai și porci și de toate. Peste 1000 de oi și peste... Felicitări, bravo! Felicitări și, doamne, sper să vă țină Dumnezeu. Sacrificii, muncă. Așa este, așa este. Birocratie foarte multă, asta ne mai dă pisica pe noi. Așa este, da, încercăm să le... Sunt că cele când mă ies cul, da? Lasă rolurile acum, eu îmbătrânesc. Da, ei. Felicitări și succes, da? Mulțumim! Mulțumim! Doamne ajută! La revedere! Doamne, a fost să mă găsesc! Bună ziua, sărmâna, Ionel Mocanu, ia să vedem aici unde lucrător, spune-ne tu ce faci, că sunt foarte ea. Sunt aici cu brăduțe argentine, după 12 ani. Canavie, da. Domnul Patrick, Am ieșit la produs. Nu
Ținem aproape aici. Cea mai dulce dulce. A fost la mare eveniment cu români de pretutindeni, dar poza de la eveniment cea mai tare a fost cu tine. Mulțumesc. Hai să vedem. Da, mulțumesc. Dulceața de ardei iute, cică e dulceața reprezentativă a dulcețigăi. Da. Deci ne știm de cât, domnul... Asta este la Da, să-l mănânc pe acest lucru. Da? Să-l mănânc pe ziua.
spuneți-ne ce ați făcut aici, că aveți niște bunătăți de... Aici avem dacă ne stăm la recomandarea noastră este să umblați și la portofel și să cumpărați. Da. Deci la portofel, da. Și să cumpărați. Adică să încălășați de adevărat. Da, după ce se face prezentarea, a venit la cumpărat, da? Fiți pregătiți toți că o să vină cei care guvernează să cumpere produse. Asta, fiți pregătiți cu... Eu eram copilării. Acum e momentul să dați stomul. Mama mea, Dumnezeu, că cea să-mi dea salam și biscuiți. Deci ați cumpărat mâine, da? Salam și biscuiți. Durăm? Durăm, da, durăm. Aici avem prăjitura. Are cuți de pâine. Da, spre mari bucăți, până așa să vă dau tot. Te ispitesc, da? Vă servesc, eu muncesc acum. La cât au alergat de azi dimineață pe teren? Foarte bun, dar de unde spune? De la intuție, nu e? Coasa? Acum are de piatră și cumpărăm mâine. Ui, tu le faci așa? Bravo! Cumpărăm mâine. Dacă domnul ministru nu întârzia să degustați, da? Că deja ați mâinia. Iată de ce așa de doamna bună. Domnul primar, domnul deputat. Domnul deputat. Hai că dăm deputat. Hai să vedem. Hai că aici aproape în momentul ăsta. Doamna vedea, niște lucruri extraordinar de interesant. Faci foarte, foarte faine. Ne-am mai întâlnit, eu știu. Asta se zice că e făcută cu crudă și cu dragoste, din moment ce e așa de bună. Așa este. Asta e limbaj cava matura, de ce e? Asta este salam de picăruriță, asta e salam de picăruriță. Asta e limbaj cava la bunoa și cârnaș de casă. Și cinea care e. Haideți să vedem un pic o... E aici o pastramă foarte frumoasă. De? Pastramă de... De pastramă de... Ca să lumea care ne urmărește să înțeleagă că este... Sau îi de mistreț. E o pastramă de oaie? De oaie, da? Să vedem ce aici? Să vedem ce acolo vă se va fumat. Aici? Aici este... Așteptam prezentarea. Am făcut la... Domnul director, gustați un pic pe pastramă. Pastramă excelentă. La cu mâna, domnul primar, vă spun că dacă mai degustăm așa, gata, mai mâncăm două zile. Poate să te poți ceva cu bata în țără. Eu mi-am luat pantalonul. Domnul primar, domnul reder și verifică. Corect. Domnule credincios. Dacă tot nu-ți în laborator, poate să Nu, colegul meu e netomale credincios. Până nu gustă, nu crede. Nu cred până nu văd. E foarte... Ce da, văd că numai eu de gust, domnule, nu prea pot. Îți păstrează silueta. N-ați mâncat, domnul primar, azi, nu? N-am mâncat, dar până ajung la final... Unii dintre noi urmăresc să mai recunoscească costumul de gineriu că de-a parte. Succes, doamne. Ceea ce e într-adevăr foarte greu. Să ne arătăm. Provocare. Dacă nu chiar imposibil. Și am venit cu produse de patiserie, prăjituri,
făcut din o rețetă vechi, ca să... Da, doamna a gustat anul trecut. Poate să... După cum vedeți, îmi vine sănătoasă. Mi se trage. Vine sănătoasă. Sperăm să fie de până au fost. Deci vă rog să... Deci, doamne, doamna, de la mine. Dacă te iubesc eu, adă și un am. Să da miroase de te... Termina, de la Cotumba. Dar puteți gusta ceva. Puteți gusta ceva, că nu vă filmez. Da, mă, camera așa, și invitați cei care ne urmăresc, da? Să vină să guste, da? La fermărești. Să ne convingem. Până când vă găsim? Cu mare încredere și mâine. Până când vă găsim? Spuneți-ne. Până duminică inclusiv, dacă mai aveți produse, da? Vrem așa. Da, ce ne spune și Grecia? Zice că această această minună, da, e foarte bună pentru oameni. Nu știu ce vrea să spună, dar acum este foarte bună. Aduceți rucsacul! Stați că auziți și domnul. Aduceți rucsacul! Rucsacul! Face minuni pentru ce vreau peste 5. Face minuni! Da, miracole, nu? Da, acolo ce aveți? Care-i interesa? Și aia. E o pălincuță. Da, de domnul Minit. Da, da, da. Și dar de ce e așa colorată? Da, colorată. Da, de pătrâne. Pălincă? Antioxidanții. De 52 de grade? Nu, metă 40. O dă cu plăcere să puteți acasă, dacă nu vreți acolo. Face bine, noroc. Vă dau, vă dau, vă dau, vă dăm așa, ca să vedeți. Eu vreau să iau un papagor. Nu, dar am înțeles că astea fac bine. Și astea, că să ne spun din asta. Astea fac bine. Sunt unele dintre puținele roguri care fac bine în perioada asta. Mare drag. Vă dau pare. Mare plăcere. Să ne pomenim. Trebuie un fan de mâncare. Nu vin, nu vin. Vă rog. O porție de energie. O porție de energie. Romanela, pot să spun un vișor break? Haideți să mai avem. Nu iar. Mulțumim, Adrian, filmează aici, filmează, tu nu mai vezi. Să nu-ți vină rău, Ioane, ia cu pauză. Nu știu de ce vin mâna ta. Ai mult dopă dacă vedeți așa. Piciorul primește. Mi-a spus că vreau să-l cumpăr. Am un mână bună. Ce mai faci? Că ca viitoare poate te face bine. Este de mare, vă strămă, doar mult ce să... Ai mare, da. Este făcută din asta? Da. Și din ce? Din ce ai făcut asta? Nu fiecare să fie dar ăsta din urmă. Ceva să se pună.
Are o combinație interesantă, da, da, da. Vede nepoată mea, să-l N-am mâncat pui julceață, că anul ăsta n-am mâncat atât. Cât am mâncat într-o oră. Lăsați că nu se vede la dumneavoastră. Atunci vă dau altceva să vă treacă. Dar nu-i palică. Nu-i asta de trandafir, Vladul nu se vede. Asta nu-i palică. Asta-i de smeul, aia de smeul. Din smeul, smeul. Toate sunt de smeul. Eu nu fac nici de smeul. Oricum dimineața auzit. Din smeul la mea. Cum e? Da, aia de trandafir e super. Și când tot ați promis că veniți să vedeți? Da, din. Când? Nu știu, din. La prima am venit să prezent. Tradiționale. Finanțează o parte cu banii pe care gestionează, o parte din agricultori. Da. Cei care... Cele mai tradiționale servicii. Deja am semnat contractul de execuție. Că e și cu siguranță de a dea de un măgar. Ce are acasă de ajutor. Casa de ajutor. Avem o sucursală și acolo dumneavoastră. Serviciile are cine în categorie. Atingeam să crezi niște grâini, pentru că după și-am destul. Ne adresăm tuturor categoriilor sociale, dacă e. Dar nu... Succes e, doamna, vom avea o discuție cu siguranță. Da, oricând. Doamna care conduce, da? Câte voi aveți? Și roșiile sunt produse de voi. Da. 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 Da.
Luați și se... Luăm de aici, dar ce la câte de sunt, aici? Eu iau un pic de urdar. Un pic de urdar să iau eu. Tot ce este... Eu mă duc cu reacțiunea de la pot. Cred că asta e foarte interesant. Cam mare. Nu, dacă doresc. E urdă. De acolo, da? Uite, domnul senator, să fie. Da. Eu am să mă pus ceva de la dumneavoastră. Am aici, iau pe ăsta. Da. Nu e domai fericită, foarte fain. Ia și gustul de țetă. Urdă? Da. E urdă? Foarte bine. Eu sunt din altă casă. Să fiți sănătoși și mergeți mai departe. Da? Străduim, avem o informare scoare. Da. 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 La revedere! Păi, dar șeful de tribune, nu e aici? E cu oile. E cu oile, da. E cu oile, acolo, în partea cealaltă. Da, mulțumim. Sperăm, vă rog să... Ferma lui Puiu Chelaru. Da. Suntem din Comănești, în... De Galion, unde se țin zilele orașului acolo. Avem pășurile de la Comărie. Suntem proprietățile noastre. Și ce facem noi cu fetele astea? Ne rugăm la Dumnezeu să le dea niște băieți care să-i placă, spuneți cu ele, da? În primul rând trebuie să învețe, să termine studiile și după aia... Sari? Pentru că fetele învață și... Arată bine tare. Vă mulțumim pentru aia, dar în primarie vă mulțumim și la anul. Cum ați venit dumneavoastră? S-au fugit fetele, am rămas eu aici. Este locul de unde eu mănânc brânză făcut. Eu tot mănânc brânză făcut. Da. Ia spuneți, doamna este șefa. Ajutorul cu nepoțica. Și nepoțica, dacă nu e crescut așa mai mult. Poate nu trecem. Eu o să te gust. Dar ne-a ferit că unde? Nu probleme, director. Nu poți aici? Da. Sunt peste ceasă și trebuia să ajungă. E altceva, găsiți altceva, alt gust. Pastramă. Uite, și un pic de pastramă, ia să văd. Am spus, ne-a venit că e... Și galion. E pe galion, da. Trebuie să aia din nebira la... Mulțumim, felicitări. Mai bună e la noi, vă dată. De la apia, bine ce spune, e bun sau nu? Nu tăiați cumva sunteți. Da, cu mererea. Ca să știm dacă... Ia spune, pe unde domne a spus? În spate așa și în sala, da? Și cu fermierul mai mic în spate, da? Bravo. Trimiteți în Spania înapoi acum? Trimiteți? Nu se vede aici. Bine, de la prieteni. Hai să vedem ce... Ia să vedem ce avem aici. Bravo. Da. De la noi de pizza. Da. Noi ei, da, toți sunt aici, mă duc să mi bani pe casă. Dacă mai ce acasă. Lasă-o. Să vă iau un interviu domnul cu camera și după aia o să vă treacă.
da? Eu am să mai iau o cățetă din asta. Seamănă? Cele bune, cele bune.